Bun găsit, dragi prieteni, la o nouă ediție de Sport Arena la zi, live aici pe MetroPola TV, pentru că avem o ediție frumoasă, cum v-am uh, obișnuit. Punem în valoare și proiectele care îmbină sportul, dar și caritatea și sub sloganul Punem Binele în Mișcare. Uh, Prietenele noastre astăzi de la Sport for Good sunt alături de mine și de Liviu Chițu pentru a vorbi despre două proiecte care să sperăm că vor, vă vor pune și pe voi în mișcare. Andreea Barta și Ana Vicoveanu sunt alături de noi. Bine ați venit, dragilor. Abia aștept să stăm de vorbă despre tot ceea ce faceți și despre mișcare, nu-Liviu? Ești proaspăt venit de la mișcare? Eu sunt Îți proaspăt. trebuie puțin repaus, bag de seamă. Exact. Să vorbim și ce facem după ce facem mișcarea. Bine ați venit. Recuperare, dacă e cazul da. pentru da. unii dintre noi, ăștia care nu suntem atât de elastici. Așa este. Bine, v-am găsit și mulțumim pentru invitație. Ne bucurăm să fim alături de voi, să putem să povestim despre proiectele pe care le facem, unde îmbinăm sportul, așa cum ai spus, și mișcarea și tot ce vine după, dar și faptele bune. Ana. Așa cum i-am mai spus de 213 ori de când a venit aici, în primul rând ești foarte frumoasă, am auzit că ești și foarte talentată și o să vorbim și despre, și despre tine și povestea ta întâi, dar hai să luăm un pic ceea ce înseamnă proiectul Sports for Good și ce faceți voi, cum a pornit acest proiect în urmă cu 5 ani, Andreea? Uh. Proiectul Sport for Good a pornit, de fapt, în 2011. Okay. S-a lansat ca și proiect. Prima ediție uh, a unia dintre evenimentele pe care le facem în cadrul proiectului a fost în 2019. Uh, ambele ediții, și pentru tenis și pentru fotbal. Ce facem noi în proiectul Sport for Good? Folosim uh, sportul ca mijloc de strângere de fonduri pentru Asociația de Social Incubator, din care și Ana a făcut parte. Uh, vorbim de. Tenis pentru fapte bune și fotbal pentru schimbare. Sunt două evenimente caritabile, un turneu de tenis pentru amatori și un turneu de fotbal dedicat companiilor. Mini-fotbal. La care a participat și Liviu sub o formă similară în evenimentul pe care l-a avut în weekend. În weekend, da. Noi am jucat la Cupa Presei. Data viitoare, uite, ne facem echipă și participăm la Sport for Cu mare Good. mare drag, vă așteptăm. Și ajutăm pe toată lumea. Să înțelegem că e un eveniment recurent, deja ai zis a cincea, a șasea ediție. Este a, patra, a avut loc în, în luna mai a patra ediție a fotbal pentru schimbare, iar în luna septembrie va avea loc a cincea ediție a turneului tenis pentru fapte bune. Și Bun. asociația The Social Incubator, da. Incubatorul Social, Da. să-i spunem în traducere pentru cei care nu înțeleg limba engleză, la ce se, adică cu ce se ocupă, Ana? Ana, vorbește tu. O să dau uh, definiția așa care poate să sune pompos și anume că face integrare socioprofesională a copilor care provin din centrele de plasament, dar nu numai, ci și din uh, medii defavorizate. Și, uh, mai concret, ce fac ei este să ajute tinerii care urmează să părăsească sistemul de protecție a copilului. Uh, se face o intervenție începând de la vârsta de 16 ani, 18 ani, fiind vârsta de la care majoritatea ies din sistemul de protecție dacă nu urmează o formă de învățământ la zi. Și ne ajută, și spun ne ajută pentru că eu am fost printre primii beneficiari ai asociației, cu diferite ateliere de dezvoltare personală, consiliere vocațională, scopul fiind să putem să ajungem adulți independenți și să nu depindem de stat în continuare și să nu primim neapărat ajutor social, ci să fim adulți independenți pentru societatea în care trăim și să putem să dăm la rândul nostru mai departe. Ceea ce e absolut minunat. Și firesc într-o societate care vrea să evolueze pe toate planurile și, în definitiv, nu poți să lași să se irosească și talente. Și când zic talente, nu mă refer numai la, în zona artistică sau uh, sportivă, pentru că poți să fii oricând și, dacă ești un contabil foarte bine organizat, poți să, ba să faci uh, bani frumoși. Deci trebuie să ai uh, o vocație, așa cum, uh, cum spuneai, și să urmezi uh, un drum care e cât se poate de, de firesc până la urmă și nu toată lumea are norocul de a fi îndrumat în viață de un părinte, un apropiat sau pur și simplu cineva care i vrea binele cu, cu adevărat. Deci dacă vă încadrați la vreuna din ca categorii, să vă simțiți un pic mai norocoși decât, decât ceilalți și să munciți un pic mai mult. Hai să luăm pe rând evenimentele și să vorbim în primul rând de, despre cel care implică fotbal. Cum se desfășoară el? Cum, cum se înscriu companiile? Cum aleg treaba asta și ce presupune? Evenimentul a avut loc anul acesta pe 18 mai, așa cum am spus a fost a patra ediție. Încercăm să facem un turneu de mini-fotbal, tocmai pentru că jucătorii noștri nu sunt fotbaliști profesioniști, joacă amator în echipele din companii. Evident. Este un eveniment dedicat companiilor, în sensul în care noi invităm companiile să se înscrie în turneu, în baza unei donații pe care o fac către asociație. Și atunci, dacă vrei, taxa de participare în turneu este de fapt o donație, către exact, o donație către asociație. Evenimentul se desfășoară ca o competiție absolut normală de fotbal, 16 echipe, 4 grupe. După faza de calificare a grupelor, urmează sferturile de finale, semifinala, finala. Um, avem o cupă a faptelor bune cupa Există a campionilor... și o cupă, adică poți să ridici La final Dar trofeul da, de Deja acasă. pe Liviu l-ai motivat să <laughs> Am înțeles, am înțeles discutăm, discutăm. Uh, Uite, o, o vedeți și pe ecran Este cupa campionilor la fapte bune uh, se, Este premiul Pe care noi îl dăm la final Și încercăm să venim um, În întâmpinarea jucătorilor Cu diverse alte facilități Dacă vrei, cu totul ca experiența lor Să fie una plăcută și De ce nu să se întoarcă campionii de anul Acestea sunt și campionii de anul trecut Cine? Aici suntem curioși Cine a câștigat? Putem să dăm nume de companie? Păi nu putem să dăm nume de companie fiecare echipă își pune un nume Nu vine sub sub Nu e numele companiei La noi e numele companiei Cum se făcea înainte la mini Că la mini la început așa s-a pornit După aia au început să-și facă nume personalizate De cluburi, de echipe și mai departe Porneau de la... Consiliul județean, poliția, pompierii exact. și alte firme private. Cartierul, nu știu care sau, Da, exact. Da. Exact. Da. Deci bun, înseamnă că au fost perseverenți și au dorit cupa și două ediții la rând. Da. Anul că acesta se bine, Da, anul acesta l-au convocat la lot și pe uh, Gabita Maș. Gabi da. Deci, facul, facul, facul. A, adică stai puțin, că s-a terminat, s-a schimbat puțin ca A spus Andreea la mai devreme că joacă mai ales cu oameni care nu sunt profesioniști și iată... Și, Gabi, și Gabi Tamas. Gabi Tamas a fost cu... de onoare la acest turneu. A, a dat cu piciorul minge sau nu a dat cu piciorul minge? A dat, a dat. A, să mai... știți, Să știți că nu a jucat fază de gol. Adică chiar a fost... I-a pare, a lăsat să... pe ceilalți să joace. N-a trecut de jumătate. Da, a jucat în apărare doar. Păi, e un bun prieten al nostru, Gabi, și pă, salutăm această decizia lui și faptul că a să stea departe așa, pentru că băieții, credeți-mă, mai ales când sunt proaspăt lăsați de fotbal, uită așa să fie un pic mai calm. Ei tot în fază de competiție, sunt ai tot așa. Ai un așeasă. exemplu în minte, Alice? Poftim? Când te la băieții care se lasă de fotbal? Un ai exemplu? Pe cineva clar? aș putea să enumăr Gabi Tamaș, Dacian <laughs> Varga, Cristi Pulhac, sunt... La am fel de competitiv azi. cu toții. Colegii și îmi, permi îmi permit să spun asta, că sunt prieteni și colegii noștri. Asta pot să-ți să spun și pot să-ți confirm, Alice, pentru că în ediția din 2022, 2023, pardon, am avut un meci demonstrativ între influencer și foști fotbaliști. L-am avut invitat pe uh, uh, Florin Gardo și l-am avut pe Eric... Uh, l-am avut pe Gabi Cânu, în echipa fotbaliștilor. Uh, ei au făcut spectacol. E un eveniment care, dacă nu mă știu, se petrece și acum, nu? Uh, evenimentul la care... Nu, ei joacă în foarte multe turnee caritabile. Da, e un eveniment da. similar. Da, 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 ei joacă în foarte diunie, multe turnee da, caritabile. Care tot așa e fost, fost exact. versus influencer. Exact, exact, exact. exact. Pentru o altă cauză știu despre ce este vorba și mă bucur foarte mult că se implică Să se, se facă atât mai multe ca exact. asta e important. E foarte important să... Dacă, exact cum ai spus, dacă tu ai o vocație și ești bună ceva și poți să-ți pui darul respectiv în a face bine pentru ceilalți, fă -o, indiferent care exact. e cauza. Fără pentru număr, în fiecare săptămână. Exact, în fiecare săptămână trei turnee. Recomandăm. Cred că e foarte important și ei ce fac prin participare și puterea exemplului. Odată pentru ceilalți jucători care vin, e interesant pentru oricare om din companie să-și facă o poză cu Florin Gardos pe care l-a văzut la televizor și pe care l-a admirat în echipa națională și așa mai departe, cum pentru tinerii din proiectele noastre care vin la evenimentele de genul acesta, e un semn că sunt oameni importanți pentru ei care aleg să, susțin, să susțină cauza, um, cauza noastră. Și cum în general oamenii din exterior privesc, îi privesc pe cei din uh, diverse industrie care sunt deschise publicului larg, ca fiind un soi de celebrități, un soi, un soi de vedete care cumva nu au timp niciodată, pe care exact. îi prins greu, îi vezi rar. Și cumva, știi, dacă te-a bătut pe, uh, pe umăr și ți-a zis, hai mă, că poți să faci hai că poți să așa, pentru un copil poate să fie inspirațional pe viață și poate să vină peste 10 ani, peste 15 ani, într-o emisiune de profil și să spună, păi mie mi-a dat un sfat Gabi Tamar sau da. Florin Gardos. Exact. Și de atunci am rămas cu el și uite ce am făcut eu astăzi. Și cumva ai responsabilitatea socială, din punctul meu de vedere, ca și sportiv, să fiu un exemplu pe toată durata vieții. Și după. Exact, pe toată durata carierei. Ai dreptate, Andreea, chiar și după viață. E bine să rămâi în memoria meu, oamenilor. Nu sunt sportiv de performanță, îmi place să joc diferite jocuri sau chiar să fac sport, dar eu chiar mi-am plănuit viața în așa fel încât abia după viață să, să devină o de inspirație cun... pentru toată lumea. Vreau să-mi facă statuie abia după. Deci, da, Am bun. o... Am o glumă, dar o să spun pe pauza de publicitate ca să nu înțelegă telespectatorii greșiți. Nu e o glumă, de fapt e o vorba lui Mircea Eliade, dar spun după aia. Bun, și povestește-mi un pic de ediția de, de anul acesta. Ce a fost diferit? Oamenii care s-au strâns? Anul cum, acesta... cum se fac donațiile? Pentru că mi-ai explicat că sunt în mai multe forme, nu doar varianta clasică în care vii, dai banul și asta este. Da, donațiile se pot face în foarte multe feluri, dar o să încep prima dată cu ce a fost diferit anul acesta. Anul acesta am invitat echipele să-și aducă galerii. Oh, okay. Fiecare echipă participant, participantă în competiție i-am rugat, i-am invitat să vină cu ceilalți colegi care nu participă în competiția propriu-zisă, ca aceștia să-i susțină. Și a fost un concurs în afara terenului de fotbal al galeriilor. Care țipă mai tare, care recâmpie care re cu mai, mai frumos, care are coregrafie mai bună. Și, da, ah, bon, și bon. au avut... Um, practic, ci... da, -mă, te -am, practic, dacă ne înscriem și noi cu Metropola TV ca o companie da, în campionatul de anul viitor, poți participa și tu, Alice. La galerie. La galerie. Majorete Majorete, Alice. Și, nu? Asta, o să Asta zic, le luăm pe fete și pe ceza, pe dragata iubită Cezara și cu siguranță facem o să facem o echipă Sigur pe Sigur că 500. da. De majorete. Bineînțeles. Anul viitorit, ne-ai o idee bună anul nu știu, viitor, da, viitor, da, o să da Nu, așa că noi și personal. Și ușor, ușor competiția din cea sportivă se transformă în. Și uh, scuza-mă că spun, și... dar îl luăm și pe energică cu toba, de la fece voluntari <laughs> și rupem, adică da, sigur da. la partea asta câștigăm. Că la partea de sport nu știu ce să zic. De știi că anul acesta am avut toba Vuvuzele A fost o Ai ridicat și tacheta sus, da, da. Deci, gata, la anul vă așteptăm. <gri> ha, pe ediția următoare va fi ediția cu numărul 5. O preconizăm undeva în aprilie-mai, anul viitor. Bun, să nu străști nimic în calendar. Da. Vă anunțăm din timp ca să vă... Am a... și ca... Paștele din calendar <laughs> aceste Ca evenime. să faceți proiectul. Ce vreau să spun este faptul că oamenii care aleg să participe sunt unele dintre companii, sunt companii care au participat de la ediția 1. Mm -hmm. Avem oameni... Au din, din companii care, pentru care este deja o tradiție să participe și asta o putem gândi... Ca și companie sau oricine se uită la noi și lucrează într-o companie, este și o formă de team building pentru compania respectivă, pentru oamenii care aleg să joace. Petreci o zi împreună cu colegii tăi, noi asigurăm partea de hidratare, mâncare, absolut tot, atmosferă foarte plăcută, ai ocazia să-i și cunoști pe tinerii pentru care faci partea asta de sport și atunci punem bine în mișcare. Cu totul, adică și tu faci sport, faci și fapte bune în același timp și atunci e foarte valoros, nu doar pentru compania care alege să doneze niște bani, ci și pentru oamenii care aleg să fie în ziua respectivă pe teren. Pe lângă donația clasică pe contracte de sponsorizare, pentru că vorbim de companii, există și varianta, de asta spuneam, cu spectatorii care vin la, la eveniment, există partea asta de implicare personală, și anume, fie donezi un SMS la 845 cu textul job, Uh, pentru tinerii din uh, sistem, 2 euro e o donație minimă, înseamnă 10 Ce lei. Text? Care era textul ieri? Job. J Job. Okay. Job. Uh, așa, ori uh, alegi să donezi fizic niște bani, sau să faci o donație cu cardul. Uh, și asta, ca să o facem interactivă, am adus diverse. Uh, facem diverse tombole, pe gângă la care poți să câștigi diverse premii um, care sunt cumva legate de sport. Am avut niște parteneri anul acesta care au venit cu niște tricouri semnante de Nana Falemi pe care le-au uh, oferit celor care au participat la tombolă și Ana a câștigat unul. Am <laughs> pentru că și Ana a licitat. Am licitat pentru el. Da. Și l a oferit ulterior unui copil care era mare fan uh, Nana Falemi. Nana Falemi da. uh, cumva încercăm să o creăm chiar dacă este o competiție caritabilă să nu punem cel mai mare accent. pe partea de m, cauză, ci experiența cu totul să fie una plăcută, iar tu ulterior să, să spui uh, am făcut bine, am făcut și sport? Am și... făcut și bine, dar m-am simțit și bine. Exact. Bun, rămâneți cu noi pentru că luăm o scurtă pauză de publicitate și revenim să mai povestim și despre Ana și despre proiect imediat. Am revenit, dragilor, cu proiectul Sport for Good și discutam despre proiectul care implică fotbalul și care a ajuns la a patra ediție și am... Deci s-a licitat, ai câștigat și Liviu avea o întrebare pentru tine vis-a-vis de implicarea ta. Da, întrebarea mea este, Ana, pentru tine de cât timp ești tu în această asociație și care e rolul tău? Care a fost rolul tău până acum și care este astăzi? Eu sunt în asociație, așa cum spuneam, încă de la început, adică de acum 10 ani. Am, început, am, am, fost contactată de fapt de președintele asociației la momentul respectiv să mă întrebe dacă vreau să particip la un atelier și pentru că experiența mea din centru cu ONG-urile era nu neapărat cea mai bună, de regulă oamenii voiau să bifeze ceva pe niște liste și nu era neapărat implicare, eu eram încă cineva care vrea să mă pună să fac ceva, nu mersi și totuși m-am dus dintr o simplă curiozitate și de atunci și până acum mă duc cât de recurent se poate. Așa cum spuneam, am început ca beneficiar, eu am stat într un centru de plasament de la vârsta de 6 ani până la 24, forme diferite de instituționalizare, până la 18 în centru de la 18 la 24 într un apartament social. Și Până la 24, realitatea este că am fost beneficiară al asociației, mai mult decât atât majoritatea joburilor pe care le-am... Nu că majoritatea, toate joburile pe care le-am avut. Spune, eu o să te întrerup și spune-le, te rog, oamenilor, ce pregătire academică ai tu? Ce ești tu, de fapt, pe diplomă? Pe diplomă sunt inginer chimist, am terminat chimie la Politehnică, am încercat să practic... Am lucrat într-o fabrică de materiale de construcție, doar că nu s-a lipit de mine neapărat. Nu s-au lipit uh, materialele. Materiali... <laughs> trebuia să schimb materialele. Era da, bune. Uh, Și am făcut uh, o schimbare. Am vrut să încerc altceva, și după care am făcut puțin marketing și apoi nici Dar marketing. Deci tu ai lucrat în construcții, nu s-au lipit materiale și după ai încercat să le vinzi altora când da. erau buni. Da, 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 exact. Da, exact, de. exact. Exact. Adicum Cheia succesului financiar, un se antreprenor pe cinste. Corect, bravo. De mai departe, că așa, așa se așa e mersul lucrurilor în natură. Corect. Exact. Așa am zis și eu. Um, și atunci au fost prin intermediul asociației, pentru că ei mi-au pus la dispoziție și mi-au dat acces nu doar la cursuri de dezvoltare personală, consiliere vocațională, dar și la oameni, la mentori, la oameni care au dorit să se implice, să-și doneze timpul, chiar dacă nu era pe aceeași zonă cu ceea ce terminase eu, deși realitatea este că eu am avut un mentor. Fix pe uh, inginerie chimică, ce am terminat, domnul Negru, și îl menționez de fiecare dată pentru că a avut un impact foarte mare în viața mea și m-a susținut acolo, chiar și când i-am zis, domnul Negru, credeți-mă, nu vreau să fac chimie, m-am decis, îmi pare rău că am investit atât de mult timp. El m-a -a ajutat foarte mult, inclusiv la lucrarea de, de diplomă și atunci spera că o să devin acest inginer chimist și că o să fiu recunoscută și o să am patente și eu, am zis, uh, nu. <laughs> Dar m-a susținut chiar și după aceea și mulțumesc foarte mult și îmi doresc ca oamenii să înțeleagă că vorbea Andreea puțin mai devreme de implicarea pe care o pot avea, nu este neapărat financiară, poate să fie inclusiv cu timp, uh, cu resursele pe care le au, cu skillurile pe care le au, uh, trebuie doar să-și dorească. Ce pot să zic este că impactul se vede, poate nu imediat, dar pe termen lung, cred că domnul Negru, dacă s-ar uita acum la mine, ar fi foarte mândru de, de rezultat. Ce-a sădit, iată cum a, da. a ajuns în flori. Da. Foarte ai frumos. spus că se, că impactul timpului pe care oamenii îl îl investesc se vede. Chiar se vede, fizic vede. se vede, pentru că tu ai participat și la producții de film și un film despre care chiar vreau să ne povestești, cel care urmează să apară. Sigur că da. Bine, de primul și după -i. Și bine, cu toată povestea vrem să aflăm. Facem mai multe episoade dacă e voi? Chiar avem timp berechet să știi să povestim pe larg. Deci chiar mai avem timp. Nu știu cu care... Deci să încep cu primul film. Uh, cu primul film uh, pe... a fost tot prin asociație. Au, un... Au organizat un atelier la școala de actorie a unor persoane cunoscute, că nu știu dacă am voie să le zic. Așa, <laughs> okay. da. da. Uh, așa, și atunci uh, în urma acelui atelier pe care l-am făcut... Um, ei au decis să ofere o bursă. Unuia dintre noi m-au ales pe mine. S-a întâmplat să mă aleagă pe mine și am făcut șase luni curs de actorie de film. Și apoi, în urma cursului respectiv, am jucat într-un film românesc, o comedie, uh, care este se numește Dolozuri. Da, a, da, a fost și pe Netflix. A fost o experiență foarte interesantă pentru că mă duceam la mall și dădeam acolo cu autografe. Chiar, chiar a fost foarte interesant. Și apoi, cel mai recent proiect despre care menționa Alice mai devreme este un scurt metraj despre viața mea făcut împreună cu Alina Șerban, care este o actriță de etnie romă și regizor și care va avea loc, premiera lui va avea loc mâine. Mâine! Mâine de 1 iunie. De ziua copilului. De ziua copilului, exact. Mergeți la film unde și la ce oră? Filmul se numește La revedere, castelule și evident că vine din... Din povestea mea de viață, este la ora, începe la ora 7 la Muzeul Țăranului Român și cei care n-au deja un program pot veni, intrarea este liberă, filmul se adresează și copiilor, deci nu există niciun fel de restricție din punctul ăsta de vedere și chiar cred că ar putea să fie inspirațional și un moment important de familie, dacă mă întreb pe mine, de conexiune, cred că... Ar fi frumos. dimineața merg în parc, seara la ora 19 la vin la film să vad exact. anei. da. Da. Iar cum te simți? Te în, Noi o să fim acolo să susținem. Cum te simți în postură în care se realizează un scurt metraj despre povestea ta, despre tine? Uh, și. Te rog! Ră, nu, iartă. Și mai apoi, dacă poți să completezi, și cum e să și joci în el. Că e o diferență mare între a se face un film despre viața mea și de a mă pune exact. să și joc viața mea. Pe uh -huh. Sau, mă rog, un film. Eu nu am simțit că am jucat vreo clipă, pentru că au fost niște momente așa, no, niște momente reale din viața mea. Cum mă duc la muncă, ce fac la muncă, cum mă întâlnesc cu sora mea, pentru că în film va apărea și sora mea cu care am trăit în centru de plasament și atunci n-am simțit neapărat că joc, dacă mă întreb cum mă simt, a, contrar tuturor așteptărilor mele, mi-a fost foarte greu emoțional să retrăiesc niște momente. Au fost și niște a, scene filmate în clădirea centrului, pentru că el nu mai există în momentul de față cu totul, sau nu în forma în care era atunci când eu am locuit acolo. Și a fost emoționant pentru mine, și mai ales că a fost și sora mea. Uh, în aceeași măsură, deși nu mi-aș dori să simt lucrurile astea, încă am un sentiment de rușine și încă mă gândesc că mâine oamenii vor vedea niște lucruri uh, pe, cu care eu încă nu sunt 100% confortabilă. Să, uh, în ideea de a le expune de la De a le expune, a la... dar am, ia, îi mulțumesc Alinei pe această cale că mi-a oferit această oportunitate pentru că nu cred că aș fi putut să procesez altfel. Și atunci e. e o să fie foarte interesant. Cred că impactul publicului și oamenilor care vor, vor veni și vor vedea povestea ta, și momentele despre care tu spui că, momentan, nu s-au vindecat 100%. S-ar putea să aibă un efect pozitiv asupra ta, și încurajările lor, privirile lor și admirația lor, până la, până la urmă, cumva, să te facă. Cât se poate în interiorul tău, știi, să mai faci un pas înainte spre a le, spre a le vindeca, pentru că sunt absolut convinsă că feedback-ul nu va fi decât unul pozitiv. Cred că da, cred și energia că nu. lor, știi, și ăla pe care îl primești în momentul în care uh, vezi niște oameni investiți în ceea ce tu ești, de fapt. Uh, da, cred că va avea un efect pozitiv. Ăsta este și unul dintre motivele pentru care mi-am dorit să fac asta, pentru că e parte din procesul de vindecare și. Uh, Abia aștept mâine să văd ce simt exact. Acum e sunt emoțiile de da, dinainte. Sunt emoțiile de dinainte, exact. Iată da. că sunt sunt proiecte excepționale și din punctul meu de vedere care cumva merită Chit că nu ești tu prea empatic dacă vrei. N-are cum să nu, uh, să nu te bucure curajul uh, unei fete. Iartă-mă, câți ani ai tu acum? 29. 29. Mm -hmm. Nu are cum să nu te bucure uh, curajul unei fete la 29 de ani care vine și spune, băi, uite, eu, eu asta sunt, hai veni să vă bucurați cu mine. Că, că asta ar trebui să facă da. toți oamenii. Bun, deci la Muzeul Țăranului Român mâine. Mâine la șapte, acolo. Stă. Mâine la șapte. Vă așteptăm să <sus> susținem împreună pe Ana. Cred că e foarte important. Exact de ce spuneam înainte, de faptul că atunci când vin oameni din afară care nu sunt conectați neapărat cu tinerii, adică nu sunt prietenilor, nu sunt din anturajul lor, sau sunt oameni pe care ei admiră sau i-au văzut la televizor și, atunci, și vin către ei cu un gând de susținere, cu o prezență la un eveniment de genul acesta care e foarte important pentru Ana. Cum a fost domnul Negru când a venit, atunci când a prezentat Ana licența. Sunt lucruri care pentru tinerii care au, au crescut în centre de plasament sau în medii defavorizate, înseamnă, așa cum ai spus, un foarte mult bus de energie și un bus de încredere. Cuiva îi pasă de tine, cineva vrea ca visele tale să se întâmple, cineva crede în tine și îți dă exact. putere să mergi mai departe. Și cred că asta e foarte important pentru că asta este unul dintre lucrurile de care nu beneficiază toată lumea. De asta zic cei care ați beneficiat de susținerea oricui din jurul vostru, din nou suntem printre uh, cei norocoși, și ar trebui să oferim asta mai uh, departe chiar și printr-un SMS și printr-o plimbare prin parc și uh, prin, uh, cum mi-a zis mie Liviu, că zic, datul cu piciorul în minge. <laughs> uh, bun, dăm și cu racheta în minge, dăm pentru și că avem racheta, și proiectul da. de tenis, despre care îți spuneam, Andreea, că, eu, că știu de ceva vreme, pentru că sunt foarte multe nume sonore care uh, participă și aici vorbesc de uh, mari sportivi uh, ai noștri vorbim de mari sportivi și vorbim și de ambasadori proiectului Sport for Good în general care nu sunt neapărat conectați cu fotbal sau cu tenis. Vorbim de oameni din industria sportivă care pot fi am avut o pe Elisabeta Lipă, l-am avut pe Virgil Stănescu, ca și sportivi foarte mari, Ana Maria Brânză, sunt oameni care nu joacă nici tenis, exact. sau nici fotbal, și dintre... dar participanți. Dintre participanți da. în meciul demonstrativ de anul trecut l-am avut pe Cornel Ilie, pe Angel Damian, pe Sore și pe Raluca Olaru. În deschidere a fost Miki Buzărnescu, cred că la treia deschidere deja de turneu e prezentă. În Horia anterioare tecă, Horia Tecău, Andrei Pavel, Horia Brenciu. Practic toată lumea. Toată, lumea bună, care joacă toată lumea bună Toți cei da. pe care îi cunosc eu Care știu să joace tenis erau acolo Da, da serios, toată mai lumea Mai avem unii pe listă, care... sperăm anul acesta să se activăm și pe aceia Adică, sincer, cam așa mi se pare Știi, dacă ești din lumea bună A jucătorilor de tenis Sau amatorilor de tenis Ești la acest proiect Dacă nu, înseamnă că mai ai de antrenat Cred că e foarte important partea asta de... Ca, ca un proiect să fie vizibil, dacă vrei, nu doar pentru susținătorii proiectelor de social incubator, care sunt cumva de-ai casei, dacă vrei, e foarte important ca să duci mesajul mai departe, ai nevoie de acești ambasadori. Și faptul că ei au ales să vină alături de noi în proiectul Sport for Good e foarte valoros pentru noi um, și ce fac ei este să reușească să, să ducă mesajul în comunitățile lor atunci automat amplifici binele pe care îl punem noi în mișcare. Este mult mai mult, mult mai mult, mai mulți oameni știu. Nu știu cum ai aflat tu și mă bucur că ai aflat. Pentru că uh. sunt foarte multe dintre persoanele uh, menționate care sunt uh, pe care fie le cunosc personal, fie uh, îi urmăresc pe rețelele de socializare. Tu nu faci tennis, nu? Nu. Ei, adică... adică, adică n-ar fi, fi ajuns mesajul ia, ăsta la tine dacă nu mă... Ea face galerie la următoarea ediție? Da, n-am stabilit -am. deja. Iar că am crezut că în viața ta, în timpul liber, poți să joci. Nu, nu știu să fac niciun fel de sport, nu mă pricep, nu, nu știu dacă o să mă pricep vreodată, dar pot să apreciez. Adică, de ce e frumos și lui Dumnezeu îi place Corect. și asta e adevărul, dar așa am, am aflat, pentru că... Da, toată lumea îi urmărește măcar pe unul dintre cei menționați pe Instagram. Uh, și pe lângă ei sunt în fiecare ediție la turneul de tenis pentru fapte bune, în peste 100 de jucători uh, amatori de tenis care participă în competiție la fel pentru trofeu de campion la fapte bune Deci care un se... fel de turneu de tenis pentru amatori Da, da e un turneu Las. de tenis N-am intrat încă în ATP sau în Oamenii WTA, se da? tot așa sub forma unei donații Da, este același mecanism Doar că dacă la fotbal vorbim de echipe ale companiilor La tenis vorbim despre persoane care se inscriu individual Pentru că își doresc să susțină cauza și să, să joace tenis la fel funcționează tot așa. Grupe. Și în total, dacă facem un calcul simplu, sunt undeva la 500 de participanți, și la fotbal, și la tenis. Cred că chiar mult, pentru că turneul de fotbal are o singură zi. Se întâmplă într-o singură zi, de dimineață până seara. Turneul de tenis se întinde pe 3 zile în toate cele trei zile sunt foarte mulți. Gândiți-vă că fiecare deci avem de peste 100 de jucători fiecare vin cu familia, prietenii au și susținători din partea colegi. Oamenii din exterior pot participa presupun că mai ales că ambele se desfășoară în centru Bucureștiului, nu? La baza Țiriache în Marica, nu? Turneul de Năstase în Marica Turneul de fotbal se desfășoară acolo turneul de tenis l-am desfășurat la baza Pescariu Ok, Toate, Dar, sunt toate sunt foarte accesibile. Foarte da. În, da, da, da. Cumva, da. în oraș sunt foarte accesibile pentru toți cei care stau în toate direcțiile Bucureștiului și extra Bucureștiului, deci până la urmă au uite, timp liber Poate să fie, vorbeam cu Ana și spunea, dă exemplu tău personal. Uh, poate să fie o ambiție și pentru cineva care nu este un foarte mare jucător de tenis. Uh, adică tu. Uh, adică eu. Mi-ai spus <laughs> și eu acum ce să fac? Știi, cu, știi, cu, știi cum e femeia care băi, orice informație? ai dat la un moment dat o va folosim potriva așa am făcut eu acum că mi-a da. spus Andreea că s-a de Sunt deja doi da, de ani de când m-am apucat să fac tenis cu antrenor păi, uh, Ce da, aștepți? Păi, am, anul trecut am participat în competiție ah, okay, N-am trecut de, de faza grupelor, dar anul acesta mă ambiționez, ăsta e Știi, că trebuie să-ți pui să țeluri mici și, ac și acționabile pe care chiar poți să le faci și atunci acționabilul meu de anul trecut a fost să mă înscriu și să particip și am reușit să particip în faza grupelor am câștigat două meciuri din 3. Nu, uh, nu, uh, două din patru, dar au, au mers mai departe celelalte fete. Și uh, am avut, uh, uh, anul acesta vreau să trec de faza grupelor. Ai succes! Mare, Bravo! Venim să te vedem. Cum e Ana să fie a real influencer în viața reală? <laughs> Ca da, așa, influenceri pe internet sunt foarte, sunt foarte mulți. Mulți fac o treabă fo foarte bună, dar cu adevărat inspirațional în viața reală sunt exemple ca și tine. Și suntem, uh, am, am spus-o multora și cu riscul de a plictisi, uh, suntem aici să ne lăudăm. E foarte permis, <gătări> acceptând pleonazmul. Nu văd, dar acum mi-ai dat o idee, poate pot să faci ceva cu asta. <gătări> a a, a fost un brainstorm. Așa da, 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 este. Da, da. Pentru mine cel mai important este să dau mai departe ceea ce eu am primit la un anumit moment, pentru că realitatea este că eu azi sunt cine sunt datorită oamenilor din jurul meu. Nu aș fi putut să ajung aici de una singură. Sigur că da, nu, nu există niciun fel de lipsă de modestie vis-a-vis -vis de efortul pe care l-am depus. Dar efortul pe care eu l-am depus ar fi putut să mă ajute până într-un punct, de la automat. Un, de la un punct da. încolo ai nevoie de niște oameni care să te susțină. Care să-ți deschidă niște uși, că unii fără alții nu prea putem, adică. să te dificil. ghideze, să te ghideze. Suntem înfume, ființe să... sociale da, și, exact. cât se poate de normal, cred foarte tare în comunitate, cred foarte tare în ideea de a da mai departe, indiferent sub ce formă. Și atunci, în momentul în care interacționez cu oameni, nu fac altceva decât să povestesc cum a ajutat pe mine și să le explic că nu știi niciodată ce, ce din ceea ce spui sau din ceea ce faci poate să-i dea unui om o altă perspectivă și să facă lucruri la care nici măcar nu s-ar fi gândit. Poate pentru tine este ceva mic, nici, nici neînsemnat. Ne pentru altcineva poate să fie totul. Și poate să fie această clipire de care are nevoie ca să facă pasul următor. Și, unor pasul următor e cel mai important pas pe care poți să-l faci. Și atunci... Exact. De asta... Superb. Da, de asta spun. Tu, te uitat... contează foarte mult și felul în care faci asta. Și iată, mi-am uitat că la o secvență dintr-un film în care foarte frumos cineva, un scenarist, a scris cuvânt cu cuvânt <cute> foarte atent. Da, că sunt de acord și consider că este foarte, foarte important 100% să... Să împărtășim orice experiență care ne-a ajutat pe noi, pentru că clar, cu siguranță... va. Eu fă cred fă. că dacă ne uităm în spate, toți am avut o experiență de genul ăsta. Adică toți avem pe cineva care la un moment dat ne-a zis fă asta că o să fie bine sau fă asta că, nu știu, ești talentat sau fă asta că, că te descurci și avem în minte persoana, persoana respectivă, chiar dacă nu ne dăm seama dar pe moment, avem imaginea, numele imediat în Noi avem foarte mulți mentori în cadrul asociației care fac sesiuni de mentorat cu tineri, alocați în diverse proiecte și Ana a avut mentori. Um, cred că e foarte important și o să construiesc pe ce a spus Ana, faptul că oamenii cred că experiențele lor nu sunt wow, astfel încât să ajungă să le împărtășească. Dar um, uităm să ne uităm să ne Gândim sau, de fapt, nici măcar nu avem contextul în care să ne gândim. Că noi am crescut uh, cu doi părinți acasă, am fost la școală, am avut, un, am avut camera noastră, poate și așa mai departe. Pe când tinerii cu care noi lucrăm în asociație au fost, nu știu, au stat șase într-o cameră, exact. n-au avut un suport din partea unui adult constant, același adult care să-ți spună e bine, nu e bine. Și atunci, partea de mentorat, de fapt, nu înseamnă neapărat ca tu să fii acest super-antreprenor de succes și să vii să inspiri o, nu știu, o, o clasă de 20 de tineri. Și contează ca tu să-ți dedici timpul ca într-o interacțiune de unul la unul, și chiar de la tine știu asta în discuțiile pe care le-am avut, am nevoie câteodată doar să mă asculte cineva. Asta îmi spuneai la un moment dat. Evident. Și nu am, am nevoie să scot, din oricui, mine, exact, că... să scot din mine niște lucruri și cineva doar să mă asculte să spună da, Ana, și eu aș fi făcut așa sau nu sau mai, mai am altă variantă. Să, ce spui da. de asta? Și doar o discuție liberă, în care nu trebuie să ai un plan foarte clar de mentorat, în care să bifezi niște obiective. Şi, și așa Să mai zicem parte. și pe aia dreaptă, că până la urmă, să vii și să vii cu sufletul deschis, să Pot... împărtășești din ceva ce știi tu să faci, indiferent ce ar fi ăla. Că dacă vii, că sunt multe situații, am, și am avut în, în facultate exemple de, de genul ăsta, că dacă vii cumva ca să te lauzi tu la o clasă de 20 de elevi care sunt la început de drum în viață. Cu ce ai făcut tu și cu de bine ești tu. Și de, adică, știi ce zic? Acea, uh... Sigur, nu e pentru toată lumea, cred că trebuie să da, ai. Da, trebuie să ai. Exact. Asta. Și, sau nu neapărat, trebuie să ai intenția bună. Nu și, e intenția aia a intenție... ști de. Uh... Ai mă să mă mai duc la unii, să Sigur mai că... uite unii frumos la mine, să dar mă mai aprecieze că, unii. Dar în se întâmplă și asta. În nostru, cel puțin, sunt total de acord cu tine, dar în contextul nostru, odată faptul că asociația. Verifică dacă vrei oamenii care intră în contact cu tineri, Adică intră printr-un proces de selecție și o pregătire în prealabil exact. um, Te mai și prins de om Te mai și prins de om uh, Dar cred că e foarte important să le dăm și lor credit N-ar crede oameni, adică nu-și-ar nu dori tineri în general, tot ce exact. înseamnă dacă vrei să ne uităm acum la gen Z și nu contează că sunt din centre da. sau crescuți în medii defavorizate, defavorizate sau orice alt tânăr, au un filtru foarte fin a oamenilor care Recunosc au intenții, intenție bună sau am venit doar ca să povestesc. Mai ales la vârste, vârste fragile, la vârste mici. Exact. Dar, într-adevăr, pregătirea pentru, adică mentorship sau mentoratul, da? Nu e pentru absolut toată lumea și trebuie să te pregătești ca să fii mentor. Nu poți Chiar dacă ai experiențe de viață extraordinare, că sunt și cazuri, un al treilea tip pe care le-am întâlnit, de oameni care au niște povești extraordinare. Dar nu sunt în stare să le împărtășească în așa fel încât să însemne ceva pentru ceilalți? Bineînțeles. Și atunci ei ar trebui pregătiți și ei pentru așa da, ceva. Da, da, da. E, e, procesul de pregătire a mentorilor se întâmplă chiar cu un psihoterapeut care face o sesiune de pregătire pentru ei, în care le explică contextul și așa mai departe. În zona de mentorat, mai ales dacă vorbim despre tineri din centre de plasament, și asta vorbesc, eu am lucrat în asociație timp de 3 ani și vorbesc din exemple reale ce vă povestesc acum, există riscul din partea mentorilor să intre în poziția de salvator. Doar pentru că eu mă conectez foarte tare cu povestea Anei. Eu nu pot să mai ajut pe Ana ca să facă lucrurile pe care și le dorește ea. Eu vreau să o salvez pe Ana. Ana nu are nevoie să fie salvată. Și practic te pui în poziția, până la urmă, de la protectorul ăsta care vrea să exact. așa Exact. ajungi un soi de semi-victimă și tu. Eu nu, mai, eu nu mai pot să mai ajut pe ea. Dacă eu intru atât de mult în povestea ei și aș vrea să pot să fac ceva, să schimb cu totul povestea ei, trebuie să acceptăm că... Asta e povestea ei până acum. Ce pot să fac eu de acum încolo este să influențez în bine niște lucruri pe care și le dorește ea. Nu să-i ei Ana, trebuia să continui cu chimia, că acum poate primea premiul Nobel pentru ceva ce... Dacă nu simte să facă asta, dacă din, text, din testele vocaționale nu i-a ieșit niciun skill în zona asta, de ce aș... Doar pentru că e dorința mea și ambiția mea să, fac, să facă lucrul ăsta? Da, e un punct foarte bun de vedere pe care ar trebui să-l aplice și părinții acasă cu propriilor da. copii. Adică da. nu mai... Pentru că, știi că e o vorbă, cel mai mare păcat pe care poți să-l faci este ajutorul necerut. Exact. Să oferi cuiva ajutorul fără să ți-l ceară. Cum, care e contribuția ta efectivă acum, Ana, pentru, pentru copii? Adică îi sfătuiești, le, exprimi, le expui povestea ta, ce încerci tu să faci? Uh -huh. Sunt diverse pe diverse zone. În interacțiunea mea cu tinerii acum este mult mai puțină și nu atât de frecventă și de recurentă pentru că și prioritățile mele s-au schimbat, dar atunci când merg la asociație sau la evenimentele organizate de asociație, atunci interacționez cu ei și noi ne știm poveștile între noi oricum. Okay, sunt super. persoane pe care le-am cunoscut în asociație, așa cum este Panda, cu care interacționez mai des și ne sunăm și ne asigurăm okay. că totul este bine sau mai am o mai am pe Violeta care lucrează la un brand de înghețată și mergem în weekend, facem acolo, sau susținem la muncă, o gașcă mare. Pe, o gașcă mare. Um, am, au mai fost evenimente de tip gală unde am participat și unde am moderat un panel um, care am povestit despre provocările pe care le-au avut tinerii. Apoi, altă zonă în care mă mai implic este de promovare, dacă vrei, a, a ceea ce face o asociație asociația și care este misiunea și cum se pot implica uh, oamenii. Și cam astea sunt tariile. Practic, este că... un bun... La... La orice eu și da când e nevoie mai... de cineva preceput, tu te cheamă pe tine Eu tu... aș da un titlu mai onorific și care chiar se potrivește și chiar asta e. Ea este ambasador în momentul acesta și de asta mi-am și, mi și dorit să vină aici cu noi în discuție. Povestea este o poveste de succes. Ea din totdeauna a spus că eu după ce o să termin tot ce trebuie să... și o să fiu pe picioarele mele, o să vreau să dau înapoi. Și de Panda și de Vio și ceilalți oameni de care am povestește sunt tineri din asociație, care au fost în proiecte în asociație. S-au creat relațiile de prietenie foarte puternice între ei. Ei acum sunt prieteni apropiați, ei sunt weekend, -au, adică nu au legătură cu proiectele asociației, în viața exact, lor privată. a rămas o relație exact. de prietenie da. frumoasă. Dar mai mult, faptul că Ana are rolul acesta de ambasador, țin minte că ai fost și în niște proiecte, o luăm pe Ana cu noi în proiecte de. Și e mult mai valoros în momentul în care te duci într-un centru. Eu, ca om care n-am fost niciodată, n-am crescut acolo, de eu pot să spun da, vă înțeleg, cred că e greu. Dar, de fapt, nu. Dar, de fapt, nu înțeleg. Da, realitatea exact. e că nu. Dar, dacă vine da. Ana cu mine și spun, am adus o pe Ana. Pe, pe Ana. Numai. Dar, apropo de ce spunea la început, că n-am avut încredere să vin la în proiecte, pentru că erau atât de mulți care voiau să mă ia în, în proiecte doar ca să-și facă poze cu mine sau doar ca să. Cred că de asta rezonează și sportivii cu genul acesta exact. de activități, pentru că și ei, la rândul lor, sunt folosiți pentru o poză, după ce au venit eventual de la Jocurile Olimpice sau de la vreun campionat mondial cu un rezultat care li se datorează strict lor. Și de cred toată lumea că... se exact. Toată lumea de... face poze, toată profită. lumea. Se bucură de reușita lor în diverse forme, ca să nu vorbesc negativ. Da, eu sunt, eu sunt ok, faceți pozele în continuare, da. Că altfel știi că am mai avut uh, discuția asta. Unul nu vă uitați la not. Unul ne uitam la not până să, ne până să apară David Popovici. Dumnezeu, nu să uita nimic. ne uitam la uh, Camelia Poteri. Exact. Și, uh, Așa, și după, la cine te-ai mai uitat? Nu ne -am uitat? Și înainte mă uitam. <laughs> <laughs> și mă uitam chiar și la sărituri. Dar, Pentru că îi plăceau fetele la... care stăcă... <laughs> Unul din trei aici. <laughs> și mă uitam patru la <laughs> Michael Phelps. A, ah, corect, Care da? era recordman da. și bătea toate recordurile. Așa este, da ce-i drept de dai pe televizor de fiecare dată când avea, mai asta la, la, un program care era mondial, <laughs> era să spun numele, da, chiar mă uitam, îmi plăcea. Îmi plăcea să văd asta. înapoi, mai ales pentru că eu nu știu să not foarte bine și mi-aș fi dorit să învăț. Deci dacă ar fi fost colegul Aveam piscină și nu vreau să învăț de la televizor. unul din patru oameni s-a uitat, nu e suficient. Cred că, dacă mai, cred că dacă mai întrebăm, cred că ești unul din 25. Dar e ok. Să facem o listă repede. <laughs> Care v-ați uitat? Da. Bun. Spunem pe viitor. ce Spuneți-ne ce. În septembrie ce ne o să avem a cincea ediție a, -a turneului Tenis pentru Fapte Bune. Vă așteptăm, că nu să știm exact data, cam în a treia săptămână din ținem aproape septembrie. Urmă. Așa l-am ținut în fiecare an, pentru că noi trebuie să avem grijă și de calendarul marilor competiții sportive în zona de tenis, pentru că ne dorim ambasadorii să fie prezenți și dacă ne suprapunem cu US Open, nu știu ce. Ce mai e în perioada respectivă? Indiana, da. ceva, mai sunt niște competiții. Multe open-uri! Multe open-uri! Și atunci, și atunci e nevoie cumva să și ca și fotbalul, am avut, am ales data foarte um, cu grijă să nu fie când a avut loc meciul generației de aur. Să nu, exact. nu... Să fim atenți cumva la niște date foarte importante în care se întâmplă alte evenimente sportive mari, astfel încât să putem să avem alături de noi ambasadori, jucători, um, public, să nu, nu, știu, să nu fie o zi în care de au... 1 iunie în care exact. lumea pleacă și, și nu și mai să... ales să poată participa lumea și că țara noastră e afară. mare și că nu mulți rămâne Ei <laughs> să poată participa în toate evenimentele și la voi și Da, de acord, și... de acord, de acord, Uite, apropo, o să mă întorc puțin la fotbal, că mi se pare foarte important să spunem. Am avut anul acesta la licitație, tot pentru sânge de fonduri, tricou generației de aur, Semnat de toți jucătorii generației de aur. Am avut chiar două tricouri câștigate de două companii din România elicitate, iar toate fondurile s-au dus tot către asociația. Nu spunem suma, dar s-au strâns, da? Adică pe da, tricou ăla... Da, putem să spunem și suma, pentru că e un lucru de, yeah. cu care ne mândrim. Anul acesta am reușit să strângem peste 30.000 de euro în, în, în turneu și cred că este foarte important să înțelegem că fondurile astea se traduc în... Ore de consiliere psihologică, ore de consiliere vocațională, diverse sesiuni de terapie, diverse ateliere, sunt inclusiv folosiți pentru nevoi curente, haine, no, mâncare și așa mai departe. Dacă tineri au nevoie, noi le oferim toate lucrurile astea, inclusiv, nu știu, vrei să te angajezi curier, n-ai bicicletă, îți cumpărăm o bicicletă. L da. Pentru că susținerea asta nu înseamnă doar că eu fac cu tine un curs și Am succes teren. în viață după aceea. Trebuie să te susțin long term și investiția, Ana a spus, 10 ani. 10 ani, 30.000 de euro, 10 ani, nu. Da, nu, nu, <laughs> se <laughs> pupă. Nu, nu se pupă. Tocmai de asta vă mai așteptăm fetelor pe la, pe la noi, că a fost onoare să stăm de vorbă, să aflăm despre proiecte frumoase. Liviu, mulțumesc asemenea. Timpul este scurt ca de fiecare dată. Până data viitoare, rămâneți cu Metropola TV. Seară frumoasă!